Sâmbătă aceasta, echipa de volei feminină a Clubului Sportiv Municipal Sighetu Marmației va juca pe teren propriu împotriva echipei Bravol Brașov, meci contând în Campionatul Național de Volei Divizia A2 Vest. Meciul se va juca în sala de sport a Liceului Tehnologic Forestier din Sighet, iar intrarea este liberă. Iubitorii de volei și nu numai sunt așteptați să le susțină pe fete. Meciul se va disputa începând cu ora 12.